Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Vocea Comunității, parte componentă a proiectului Transparență prin online al Asociației pentru Integrare Civică Euroatlantică din Slatina, județul Olt. Sunt Vasile Lulea și astăzi l-am ca invitat în micul și modestul nostru studio pe domnul Alin Dorobanțu, bună ziua, directorul săptămânalului Ziarul de Olt. Bine ați venit în studiul nostru. Bună ziua din nou. Și o să încerc pentru dumneavoastră să-mi supun unui mic tip de întrebări. Aștept. Aștept și vă domnule director, în primul rând, ceea ce se poate. Sigur că da. Vreau să vă întreb în primul rând despre ce credeți dumneavoastră că se petrece pe scena politică, ținând cont că a apărut un fel de conglomerat, încerc eu să-i spun așa, Uniunea Social-Liberală, compusă din cele trei partide, Partidul Social-Democrat, Partidul Liberal și Partidul Conservator. Și ce credeți despre lucrul acesta, ținând cont de faptul că doar cu câteva zile în urmă ne-a vizitat domnul Liviu Dragnea, secretarul general al Partidului Social-Democrat. Haideți să mergem până la urmă, dacă vreți să intrăm într-un comentariu pe tema asta, ce este și pentru ce este bună în clipa de față această structură aproape atipică, formată pe de o parte dintr-un partid greu, cu însemnătate pe partea stângă, singurul lider de piață, de fapt, pe zona asta, este vorba de PSD, și de două structuri declarativ de dreapta. Am abțin să spun că sunt de dreapta. Este vorba de... pentru că practicilor nu scot în fața asta. Este vorba de PNL și PEC. Din punctul meu și mi aparține, nu cer altora să crede ceea ce spun eu, mă bucur doar dacă pot să-i pun pe oameni pe gânduri, ar fi doar că e un consum de energie atât de mare pentru ceea ce înseamnă USL-ul ăsta în clipa de față, încât dacă consumul ăsta de energie ar produce radioactiv activitate. Cred că ar fi, că toți se comentează și e la modă în clipa de față, da, ar fi, din păcate, e bine zis, ar fi, cred, o catastrofă mult mai mare decât ceea ce se întâmplă pe coastele Japoniei în clipa de față. Însă, din fericire, cele trei structuri nu consumă decât niște energie statică și atâta atât. Și veți vrea poate să știți de la mine pentru ce sunt atât de pornit împotriva ideii de USL. Nu am un punct de vedere propriu prin care să spun că nu sunt de acord cu ceea ce face PC-ul, cu ceea ce face PNR-ul, cu ceea ce face PSD-ul, pentru că nu cred că eu, ca umil formator de opinie pe piața presei de la ori, aș putea să puteți să vin cu argumente de acest gen. Însă mi se pare impardonabil ca trei forțe cu însemnătate de la caz la caz, nu sunt în stare să meargă pe cont propriu, să-și asume fiecare un drum propriu. Să bată astăzi palma și să spună, domnilor, dacă noi în 2012 scoatem fiecare pe cont propriu atâtea procente cât să facem peste 50% plus 1 pentru a-l forța pe șeful statului de astăzi și cel care va fi fără doar și poate la ziua când se vor ști rezultatele parlamentelor din 2012, noi dacă scoatem pe cont propriu, mergem toți trei și ne dăm mâna. Pentru că, și insist, pierderile sunt foarte mari, sunt foarte mulți oameni de stânga, care în clipa de față stau pe gânduri dacă vor mai merge să dea votul PSD-ului, pentru că nu mi se pare normal ca partidul în care ei cred, ca doctrină, ca ideologie, să meargă și să se înfrățească cu cei de dreapta. Sondajele de opinie arată că aproape 70% dintre cetățeni, așa spun sondajele de opinie, 70% dintre cetățeni sunt de acord și în caz de... dacă aceste alegeri ar avea loc duminica viitoare, ar vota pentru această uniune. Mă bucur pentru o minge salutată și cred că nici nu mai trebuie să continui să demonstrez ceea ce încercasem, de fapt, până în pauza pe care ați făcut-o. Haideți să intrăm în istoria de dată recentă. Chiar dacă Liviu Dragnea, cel care fuse pe la Olt în urmă cu vreo câteva zile, a făcut un pic de alergie la comparații istorice. Cel puțin în comportamentul domnii sale față de unele teme pe care chiar eu le-am pus. Dar e treaba dânsului și atâtatul. Haideți să mergem pe sondajele de opinie din 2004 până în clipa de față. Întotdeauna casele de sondare cu greutate din țara asta au dat un scor. Întotdeauna rezultatul votului a dat de fiecare dată altceva. Amintiți-vă pe Adrian Stase în 2004, care ieșea președinte conform celor spuse de casele de sondare din primul tur cu 60 și ceva la sută, sau dacă nu în turul 2 cu un scor care să...
mai pună pe gând. De rezultatele, după ce s-au strâns toate voturile, au fost invers. Amintiți-vă, și să nu mai trecem prin alte etape, rezultatul votului din 2009, când același candidat aruncat peste bord de către sondaje, reușea să câștige și în turul 1 și în turul 2, împotriva celor care fac calcule matematice și celor care au căzut într-o capcană groaznică, din punctul meu. Mă uit la liderii USL-ului și nu vorbesc decât că noi o să facem sondaje și că îl punem pe cel mai bun. Dați-mi voie să mă abțin să spun că poți și o să fiu un pic nu atât de elegant în ceea ce spun, nu poți să lași o femeie gravidă trimițându-i scrisori de dragoste. Nu? Deci, da, sondajul nu are o palpabilitate concretă în intenția de vot. Sondajul e luat la ușă, e făcut la ușă de către membrii PSD, de către membrii PNL, de către membrii PC. Văd că tipii din partea asta, din zona PDL-ului, nu prea au cap asta. Și apoi când eu îl văd pe ăla la ușă și simt, am finețea mea să mă prind că ăsta vrea să mă întrebe ceva din partea PSD-ului, păi tac din gură și fac ca ei. Sau dacă vine și mă întreabă, stau în comuna Osica de sus și simt că vine cineva să facă un sondaj de o opinie, apoi eu ca și simplu cetățean de la țară, simt, băi, stai aia primarul, îi se spun ca ei de acolo, că văd eu după ce fac. Riscul e imens din punctul meu și dați-mi voie să merg pe o premisă pentru care sunt în stare să pun un rămășac aproape cu oricine, pe orice fel de miză, deși nu-mi stă în fire să fac asta, că USL-ul, împotriva tuturor eforturilor care le va face, nu va scoate peste 50% cu sumă din voturi. Este și un convins după acest, da? Convins. E mult. Ceea ce credeți acum are legătură și cu faptul că deja unii primari migrează dintr-o parte... Nu migrează. Primarii, vorbim de cei oldeni, nu știu ce se întâmplă prin altă parte, prin țară. Un procent semnificativ din ei au început să aibă calitatea de negustor cu comerciant, cu voturi, cu ceea ce se întâmplă în cadrul comunităților, cu investiții și cu lucruri de genul ăsta. Este o zonă despre care nici nu știi ce să spui. Să o critici, să fii de acord cu ea, e pentru că n-a produs efecte până în clipa de față. Chiar scriu în Gazeta Nouă, la un început de drum, pentru marți, o cronică destul de dură la adresa primarului Preda din comuna Găneasa. Este cel care câștiga alegeri parțiale acolo în urmă cu 2 ani fix pe timpul ăsta, în niște condiții în care, dați-mi voie, meritele sale ale primarului Preda în câștigarea alegerilor în cauză, după mine, sunt în creștere spre zero și tind către cifra asta, pentru că acolo nu a câștigat Preda. Acolo a fost o luptă a celor doi grei, de la PSD și de la PDL, a lui Toma și a celor din preajma lui, avem voie să spunem numele domnului Toma, chiar dacă a fost doar o glumă, pentru că a fost contribuția lui Toma, care a vrut să-l bată pe Vâlco, să-i demonstreze că într-o comună oarecare îl bate, încât dați-mi voie numele candidatelor, fie de la PDL, fie de la PSD, a oamenilor în carne și oase, a lui Preda și pe celălalt, îmi scapă cum îl cheamă în clipa de față, nu a contat. Oricând tu, Preda, ajungi primar și începi să te comporți în felul ăsta, să devii jupân peste noapte, dar ajungi în calitatea asta pe munca altora, sună un pic ca, nu știu, nesimțire, nu am dreptul să spun asta, sună a lipsă de respect față de partidul din care faci parte. Și continui. Pentru ce iau ca punct de plecare pe Preda? Păi dacă Preda, care e dator până peste cap PSD-ului, care a investit în el, nu mă pune să spun sume, dar care a investit, să zicem politicos, energii de cantități foarte mari ca să facă, să ajungă ceea ce este astăzi. Îți iei nasul pe sus și crezi că poți să-ți o faci pe cont propriu cu Bobeș de la PDL și cu alții. Mi-e teamă că alții care și-au câștigat mandatul, scaunul pe care se află, cu o muncă mai puțin vizibilă din partea partidului și cu o implicare mai mare din partea lor, apoi chiar la un moment dat vor spune că au, cu ghilimele care se cere din punctul meu, chiar și legitimitatea de a-și scoate pe piață ca pe
2 saci de cartofi și 4 verze, ca pe o marfă, bine zis, investițiile, voturile. Însă, haideți să ne întoarcem și să ne întoarcem tot la stilul de adaptabilitate, de al PDL-ului. E un partid care, cum să vă zic, e șoricelul care avea străbunic un dinozaur mare. Dar nu ne contează străbunic un dinozaur mare, e fosilă și petrolă în clipa de față, pe când el e viu, sănătos, roade colțul Mesiei astăzi. Bun. Are PDL o forță de adaptare la timpuri, la vremuri, încât ar fi să-i pună pe gânduri pe cei care formează USR-ul ăsta. Știți pentru ce? Vă dau câteva teme. Colegiile vor fi făcute în 2012 după cum vor ei, pentru că suntem la putere după cum vor ei și după cum vor ungurii. Ungurii nu vor avea pretenții foarte mari, pentru că au costul de țară. Sunt convins că se va schimba legea electorală și Constituția, în așa fel încât au să colțul lor de țară, au colțul lor de țară unde își au părtinicii ca să-și facă treabă parlamentar și atâta tot, și restul țării, apoi, hai să zicem, din nou la locuri pe nume, cum pentru 2008, colegiile au fost făcute cu pixul, un pix de formă astuia pe care l-am eu în mână, de către senatorul Toma, de către deputatul Iordache de la PSD, de către viitorul deputat, este în clipa de față, Știrbul de la PNL, apoi dacă tu mi-ai tras-o, am și depus să-ți cam tot în felul ăsta. Și dacă mai punem în calcul și niște găselnițe magistrale, dacă se poate spune asta, uite, găselnițe magistrale, nu știu dacă sună bine, dar în contextul ăsta merge. O găselniță magistrală, chiar orice, de multe poate că nu e bine, o găselniță magistrală al Traian Băsescu, care va veni și va mai inventa un referendum de genul vreți să trăiți bine în țara voastră? Și spui da, și te întreabă ceva încât să te motiveze, să te afecteze emoțional și să te ducă într-un punct de excitație nervoasă încât să nu vrei să-i vezi pe ăștia din partea asta. Dați-mi voie să spun ceea ce am zis-o numai cu vreo câteva clipe, că USR-ul este imposibil să treacă de pragul ăsta psihologic de 50+1. Și argumentele mai pot fi căutate și într-o zonă emoțional-afectivă. Păi eu, cetățeanul, când văd USR-ul mare, în frunte cu toată trupa PSD-ului, nu mă leg de stat de la ori, cu toată trupa PSD-ului, cu antenele PC-ului, cu săgețile lucrând, cum se dau imari, și un prăpătit de la PDR, săracul e singur și el și luptă contra ăstora. Instinctul meu e să-l apăr pe cel mic, pe cel neajutorat și să fiu de partea... Este convins că așa gândește cetățeanul? Sigur. Așa va vota. Păi nu sunt convins. Mă leg de lucruri din practică. Mă leg de ceea ce s-a petrecut în anul 2009, când toată țara, când toată lumea era efectiv de partea lui... Joana, cel mai tare, așa, și Băsescu singur, aruncat pe garduri, pe realitatea, pe antena, victimă sigură, clară, așa, n-avea de partea sa decât șmecheria lui Dan Diaconescu, care a simțit că lucrurile nu vor duce spre cel împins de alții de la spate, și puțin de nașul pe la B1 și ia către e președinte, din al doilea mandat. Dacă vreți, aș putea spune că nu știu dacă a mai zis-o cineva, vreau să văd, tocmai v-am zis în locul vreo câteva clipe, că în țara asta s-a scris totuși și s-au făcut toate. Aș putea spune că cel mai bun șef de campanie pentru Traian Băsescu în 2009 a fost Mircea Joana. Părerea dumneavoastră, credeți că președintele Băsescu va renunța la un an din mandatul său? Aiurea, e o glumă. E o glumă de genul unui îndrăgostit de pe uliță, iese cu fata visată la poartă și îi spune, îți dau luna de pe cer, îți dau marea, îți dau sufletul. Sunt bunuri incontrolabile, inmăsurabile și un an de mandat de președinție sună cam tot la un fel. Și să primești cadouri de la Traian Băsescu e un risc asumat pentru cine a acceptat o treabă de genul ăsta.